În timp ce oamenii mor cu sutele, ATI-urile sunt pline, iar economia cade, partidele coaliției de guvernare se ceartă pe ciolan, orbiți de orgoliu politic și nepăsători față de problemele oamenilor. Deși poartă răspunderea exclusivă a instalării la guvernare a coaliției PNL, USR Plus, UDMR și a premierului Câțu, președintele României păstrează tăcerea. USR Plus, partidele așa zis reformatoare, oamenii noi, competenți și morali în politică, s-au dovedit de o irresponsabilitate și de un infantilism fără egal. Nu doar că au provocat absurd o criză politică acută, dar o și întrețin. Președintele până acum ieșea și spunea destule lucruri. De data asta, văzând greșeala care ești, care a făcut-o când a ales această națiune, nu mai iasă deloc, nu mai are curajul. Uneva se simte că e făptaș la această fapt, ce s-a petrecut la această criză. În al doilea rând, pentru mine, ca om, ca cetățearul din Iutul Străbună la aceste țări, mă doare în suflet ce văd în țara asta. Mă doare, sincer spun, nu că vă pentru poi. E țara mea în care ne-am născut toți, știm, și ajunge într-o situație tare dificilă. Tare dificilă, tare. Din toate punctele de vedere, și al conștiinței, și al caracterului, și al omeniei, și al respectului. E haos complet peste tot. Absolut. Eu nu mi-aș putea permite niciodată, dacă aș fi într-o funcție în asta mare, ca om, și aș avea o mândrie, un orgoliu, o demnitate a mea. Ca să aud oamenii mii de jos, frații mei, că sunt români, sunt frații mei, vorbind cu fel și fel de variante și spunând, și eu să stau pe această funcție. Aș da o naibii de funcție, aș renunța la ea, m-aș duce rândul lor jos și gata, decât să fiu blamat sau să fiu jignit cu tot felul de cuvinte ce n-am auzit niciodată. La sănătate este un dezastru fără precedent. Voiculescu și echipa sa au luat atâtea decizii catastrofale încât, deși tardiv, a atras demiterea sa. La economie, ministrul Năsui a făcut prăpăd. Horeca este în faliment, iar sprijinul mult promis va întârzia încă un an. Într-o guvernare, doamnă, fiecare după ciolan. Aici, pionul principal e președintele. El a vrut pe UDMR, el a vrut pe USR, dar oseriștii sunt niște bârtani. Deci niște bârtani, niște copilandri, oameni care nu au judecată ca pentru țară. Ați văzut ce a făcut Voiculescu, că a făcut în câteva luni de zile, n-a făcut nimic. Și acum sunt toți puși pe premier, dacă nu se face cum vrea el, că l-are la mână, te am la mână, dacă nu faci cum zic eu, te las cu fundul în baltă. La fondurile europene, ministrul Ghinea patronează eșecul repetat al PNRR și al lipsei de absorpție a banilor destinați României. De remarcat că în nici ultima variantă a PNRR trimisă de la Bruxelles nu se regăsește nimic despre dotarea sistemului medical de urgență, deși România este în vârf de criză pandemică și nu are suficiente paturi la ATI. La justiție, Stelian Ion bamburește arbitrar modificările legilor justiției, sfidând opinia magistraților și ignorându-și partenerii de guvernare.